Conferința de presă a avut loc pentru premiera medaliaților la campionatul european pe echipe juniori din Germania și deschiderea campionatului european de juniori la șah. În declarațiile pe care le-a făcut în cadrul întâlnirii cu jurnaliștii, secretarul de stat Cosmin Butuza a ținut să se ridice la performanțele lingvistice ale șefei sale din guvern, Viorica Dăncilă. El a folosit cuvântul tricoaie în loc de tricouri, precizarea fiind făcută în contextul centenarului. Trebuie să ne mândrim cu acest lucru, să arătăm și străinilor că suntem români, că ne mândrim cu centenarul, să punem centenarul pe tricoarea noastră. Cosmin Butuza este finul președintelui Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, care este și vicepreședinte PSD. Acest moment vine după alte gafe notorii ale unor membri ai guvernului Dăncilă. Ministrul Apărării Mihai Fifor a susținut că avem rachete balistice la Deveselu, iar Ioana Bran, ministrul sportului, a bufnit în râs când a auzit care este diurna pentru hrană a sportivilor, precizând că așa se menține silueta.